Salutare și bine ați venit la testul meu cu noua Mazda 3, o mașină care mie îmi place foarte mult. Mă rog, mie îmi place foarte mult marca Mazda, pur și simplu țin cu ei, pentru că-s rapidist și îmi plac poveștile astea așa lacrimogene, gen Rocky, gen Contele de Monte Cristo, cu oameni care se luptă foarte mult pentru a ajunge sus. Mazda mi se par la fel underdog, niște oameni care fac lucrurile împotriva curentului și părerea mea că le fac foarte bine. Adică, vedeți voi, toată lumea se axează pe hibride, pe plug-in hybriduri, pe electrice și așa mai departe. Oamenii ăștia au zis, nu, noi facem un motor diesel care merge cu benzină mai bine și totodată vrem să construim niște mașini care transmit ceva celui de la volan, nu mașini în care să dormi de acasă până la muncă. Nu există așa ceva pentru oamenii de la Mazda. Nu i-a cumpărat nimeni, n-au cumpărat pe nimeni, pur și simplu fac lucrurile așa cum știu ei mai bine. Dacă ești, de exemplu, un client de Alfa Romeo sau Volvo, mașina asta s-ar putea să ți se pară interesantă. Spun asta pentru că are un design cu semnătură. Părerea mea, cam singura mașină din clasa asta care are un design cu semnătură. Unii spun că nu seamănă cu un hatchback, ci cu altceva, chiar că nu seamănă cu o mașină din anumite unghiuri. Însă, cei de la Mazda au avut sarcina de a crea mai mult un obiect decât o, hai să spunem, o siluetă decât un hatchback. Și au plecat de la această siluetă pe care o regăsim în conceptul Vision. Iar acum vedem pe stradă o mașină care, trebuie să recunosc, arată ciudat. S-ar putea ca ție să nu-ți placă la prima vedere, mă rog, s-ar putea să nu placă multora la prima vedere. Vă place sau nu, lumea s-a uitat după mine pe stradă, acum nu știu dacă s-a uitat la mașină sau s-a uitat la mine. Dar mașina atrage priviri, atrage priviri la fel ca atunci când, să zicem, te plimbi cu o fată frumoasă pe stradă și ceilalți băieți se uită, băi, dar cine e ăsta, mă, cu gagica aia? Cam așa ceva. Dar cine e ăsta, mă, cu gagica aia de atât de urâtă? Sau, dar cine e, mă, cu gagica asta cu fundul ăla bombat? Pentru că are un fund bombat. Interiorul, e cea mai mare surpriză, părerea mea, din mașină. Materialele nu că sunt bune, sunt surprinzător de bune și e plăcut atunci când o mașină te surprinde. Adică, băi, te urci într-o Mazda, te aștepți să fie undeva în zona asta de Ford, Hyundai, Kia și așa mai departe, Volkswagen dacă vrei, dar mie mi se pare că se duce în zona asta de Alfa Romeo, Volvo, mașini cu pretenții premium. Noua Mazda 3 poate fi cumpărată în doar două versiuni de echipare, Standard sau Plus, cea din urmă oferindu-ți posibilitatea de a configura mașina cu alte 4 pachete suplimentare de dotări. Prețul de pornire pentru Mazda 3 începe de la 19.890 de euro cu TVA inclus și poate ajunge până la aproape 26.000 de euro cu TVA. Desigur, asta se întâmplă doar atunci când o echipezi cu tot ce-ți poate oferi lista de opționale. Eu mă aflu acum într-o Mazda 3 care, din păcate, are un motor diesel de 1,8 litri. Nu are foarte mult cai putere, decât 116, însă are un cuplu unicel, 380 de Nm, pe care îi găsești încă de la 1600 de turații pe minut, ce drept se și termină foarte devreme la 2600 de turații pe minut. Însă dacă mergi cu mașina asta mai mult în oraș, acolo ai nevoie de cuplu, nu mai mult. Motorașul cuplat la o cutie automată cu 6 trepte. Da, știu, unele hatchback-uri au acum 7 trepte, au dublu ambreiaj, dar nu vei sesiza dacă nu mergi foarte sportiv cu un hatchback, nu vei sesiza că, domne, schimbă mai greu decât un DSG la urcare sau la coborâre și mai departe. Eu v-aș recomanda manuala, nu pentru că automata nu este satisfăcătoare, ci pentru că manuala este atât de bună în Mazda
cine are o Mazda manuală știe foarte bine lucrul ăsta, timonerea este foarte plăcută și vrei să schimbi treptele doar așa, degeaba câteodată, doar ca să simți acolo cum se mișcă bățul ăla prin niște fiare. Au făcut o mașină care se conduce plăcut. Mă rog, ei zic că scopul a fost să construiască o mașină care devine un fel de terapie antistres. Adică e o mașină care se conduce fără efort, totodată, care te ține cumva în priză la volan, ca așa se zice. Nu ești detașat de condus, din contră, îți place să mergi cu mașina asta, vrei să o conduci, te scoli cu gândul că, măi, am o Mazda 3 în fața blocului, abia aștept să o conduc. Ei vor să stârnească emoții, ei vor să aducă din nou în prim plan plăcerea de a conduce, care odată cu mașinile autonome, odată cu mașinile din ce în ce mai confortabile, din ce în ce mai izolate, fonic și așa mai departe, se pierde. Majoritatea mașinilor astăzi sunt puțin sedate. În fiecare Mazda, poate că exagerez spunând asta în cazul anumitor modele, dar aproape în fiecare Mazda o să găsești ceva din MX-5. În unele într-o doză mai mare, în altele într-o doză mai diluată, dar o să găsești acolo ceva din MX-5 care este vârful lor de lance. Nu este neapărat cea mai scumpă mașina lor, dar este mașina lor de imagine, mașina care i-a consacrat. E, și odată ce o să mergi cu o Mazda MX-5, o să înțelegi de ce este o mașină atât de plăcută pentru o plajă atât de largă de oameni, indiferent că ești bogat, sărac, stai la țară, stai la oraș, o să-ți placă mașina aia pentru că este ieftină și îți oferă foarte multe pentru banii aia. De obicei, chestii pe care le găsești în mașini mult, 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 mult mai scump. Eu mi-aș lua o Mazda 3 cu un motor pe benzină, oricare ar fi el, pentru că mașina e ușoară, și o cutie manuală. Cred că mi-aș lua tapiseria din piele. Scaunele astea sunt foarte plăcute, sunt foarte plăcute, sunt gândite astfel încât să se muleze pe forma corpului tău. Și practic când te așezi în ele te simți că te-ai așeza în niște bezele. Băi, unii spun că nu, de ce să-ți iei mașina asta în culoarea asta, gri. Dar e o culoare gri interesantă, e un gri nou. Da, arată bine în roșul acela, arată bine și în culoarea albă. Eu mi-aș lua o neagră pentru că sunt eu nebun și îmi place negru, cu jante negre, cu fără crom, tot cu negru acolo și în față. Și cred că ar arăta bine și pe negru pentru că nu are foarte multe tăieturi, să zici că se pierd detalii. Din contră, designul este foarte unitar, arată ca o bilă. O bilă neagră care vine spre tine amenințător.